Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit. Sunt Victoria Pietraru și vă prezint ora știrilor. Republica Moldova marchează astăzi Ziua Limbii Noastre, declarată drept sărbătoare națională. Evenimentul a început de dimineață cu depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt și la busturile scriitorilor de pe Aleea Clasicilor. Primii care au adus un omagiu au fost deputații și membrii Partidului Șor. Chiar de la primele ore ale dimineții, reprezentanții Partidului Șor au depus flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt din capitală. Ulterior au transmis cetățenilor un mesaj de felicitare, menționând că limba este cel mai frumos tezaur al unui popor și a îndemnat să o prețuiască. Sperăm foarte mult ca limba să fie acel element definitoriu al statului care să unească întreaga societate, să nu ne divizeze, indiferent fiecare cum nu ar numi-o. Limba trebuie să fie cunoscută, limba trebuie să fie vorbită corect, indiferent de etnie, fiecare trebuie să își cunoască limba maternă, limba statului. Vreau astăzi să le urez ca moștenirea pe care o avem să înflorească și foarte mult am vrea ca în licee și gimnaziile din Republica Moldova să se învețe limba de stat, în așa măsură ca toți cetățenii țării și noua generație să poată vorbi liber în limba lor. Îi felicit pe toți cu ocazia acestei sărbători. În orice situație trebuie să citești, să respecti și să-ți iubești limba. Ulterior, conducerea Parlamentului și câțiva deputați ai fracțiunii PAS au depus flori la busturile scriitorilor români de pe Aleea Clasicilor. Este o zi importantă, zi în care trebuie să ne amintim, cred că, în primul rând, de cei care au avut curajul acum 32 de ani să iau o decizie istorică, o decizie curajoasă. Avem multe de făcut, mai e și articolul ăla în Constituție, mai e și datoria să promovă limba română, nu doar să ne amintim la aceste sărbători. Totuși, Igor Grosu nu a putut spune exact când Parlamentul ar putea modifica denumirea limbii în articolul 13 din Legea Supremă, care prevede că limba de stat este cea moldovenească, sugerând că în legislativ nu s-ar găsi destule voturi pentru a amenda Constituția. Iar președintele Maia Sandu a venit cu un mesaj video pe care l-a publicat pe rețelele de socializare. Îmi doresc ca limba română să devină numitor comun pentru toți cetățenii Republicii Moldova, oricare ar fi limba lor maternă, și să funcționeze aici în armonie cu celelalte limbi: ucraineana, rusa, găgăuza, bulgara și altele. Depuneri de flori au avut loc și la bustul poetului Mihai Eminescu din Orhei, unde au participat conducerea municipiului și a raionului Orhei, dar și câțiva deputați din partea Partidului Șor. Din păcate, acest subiect este politizat, societatea este divizată, doar că trebuie să ne mândrim că poporul nostru are, cum și-am mai spus de multe ori, are imn, are drapel, are popor și are, evident, o limbă. Sunt sigur că această istorie se va finaliza în timpul, cred că, cel mai apropiat. Limba noastră este o sărbătoare națională celebrată anual în Republica Moldova la data de 31 august. Pentru prima oară a fost marcată în 1990. Onoruri limbii noastre i-au fost aduse și în grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt, acolo unde a avut loc inaugurarea oficială a sărbătorii. Artiști, poeți, scriitori și oameni de rând și-au slăvit graiul prin recitaluri de poezie și cântece patriotice. La eveniment au participat reprezentanții ai primăriei, ai Uniunii Scriitorilor, dar și oaspeți de peste Prut. Primarul capitalei, Ionce Ban, a lipsit de la festivitate. El a consemnat însă evenimentul după miezul nopții pe pagina sa de Facebook. Dropatrop prin oraș, șchiopăta într-un galop, un țăran și doi cai, dropatrop. Limba noastră e o comoară, în adâncuri înfundată, un șirac de piatră rară pe moșie revărsat. Limba română este legătura care ne ține pe toți uniți și este în toate zilele vieții noastre carte de identitate. Ziua de 31 august este ziua când aducem omagiu clasicilor care au lăsat moștenire, o valoare națiunii. Noi suntem cei care învățăm copiii cum să vorbească,
cum să citească frumos, este ceea ce ne reprezintă. Mi se pare interesant faptul că se păstrează vie flacăra comemorărilor și a pomenirilor autorilor români. Noi am venit o echipă de la Cluj, suntem 6 persoane. Continuăm cu alte știri. Scene incredibile în biserica din satul Răzeni, Ialoveni. Preotul din localitate a fost luat la palme chiar în locașul sfânt de mai multe femei. Din imagini se vede că, fiind indignate, acestea le-au scos pe slujitorul Domnului din altar, l-au înconjurat și l-au hărțuit până l-au lăsat fără haine. Un internaut a scris în comentarii că situația ar fi fost provocată de un scandal mai vechi iscat între enoriaș și preot, al cărui tată a construit biserica și ar fi trecut-o pe numele său și a slujit în ea până să moară. Acum locașul sfânt nu poate fi împărțit între acesta și mătușa sa de pe linia tatălui. Femeia ar pretinde că este moștenitoarea de drept a clădirii și are de partea sa mai mulți localnici. Șoferii din stânga Nistrului ar putea circula în Ucraina cu numere transnistrene până la data de 10 ianuarie 2022. Se întâmplă în urma apelului oficial al Ambasadei Republicii Moldova în țara vecină. Anunțul a fost făcut de Biroul pentru Reintegrare, dar și de Serviciul Vamal Odessa. Autoritățile de la Chișinău explică solicitarea adresată Ucrainei prin faptul că decizia anterioară ar afecta interesele oamenilor din stânga Nistrului. Asta pentru că doar 5% din numărul total al autovehiculelor din regiunea transnistreană au fost înmatriculate cu plăci neutre. Subiectul a fost discutat de guvern cu ministrul de externe Nicu Popescu și vicepremierul pentru reintegrare Vlad Kulminski, dar și cu mai mulți ambasadori străini acreditați la Chișinău. Sute de copii din municipiul și raionul Orhei vor păși pentru prima dată pragul școlii. Cu acest prilej, autoritățile locale le-au pregătit puștilor cadouri pe care le-au oferit în ajun de an școlar. Învățăceii au primit câte un ghiozdan, numai bun de a păși cu dreptul în lumea cunoștințelor. Colorate și pline cu rechizite necesare, așa arată cele peste 1000 de ghiozdane pentru picii de clasa 1 din raionul și municipiul Orhei. Chiar dacă mulți părinți și-au pregătit odraslele pentru anul școlar, darurile autorităților i-au impresionat pe cei mici. 100% copiii sunt pregătiți de școală, cu ghiozdane și cu tot, dar uitați-vă ce emoții au că primesc în dar. Da, e frumos. Bun pentru copii. Da, doamne, să ții de școală, de-amă, să învețe bine și să fii sănătoși. Vă mulțumim, chiar o să-i placă. Cred că o să fie așa mai special cu două genți. Pentru acest proiect au fost alocați peste 240.000 de lei din bugetul Consiliului Raional Orhei. Și asta pentru că, spun autoritățile locale și raionale, sistemul educațional rămâne o prioritate. Din tot din adinsul, că iată amintirile copiilor să fie cumva legate de acest eveniment, să dea Dumnezeu să le placă, în primul rând să fie util. Am demonstrat că ne pasă de situația în raionul Orhei și orașul Orhei, mai ales în timpul pandemiei. Și vrem să-i urăm tuturor copilașilor ca să aibă chef și să aibă dispoziția doar bună la școală. Primii pași sunt foarte importanți. Să vă doresc la toți succes mari și multe pe parcursul anului școlar, să ne ferească bunul Dumnezeu de toată această pandemie, să trecem cu brio. O acțiune similară a fost organizată și de Asociația Obștească New Hub Moldova. Copiii, în special din familii social vulnerabile sau din sunt din tutelă, curatelă, din orice formă de îngrijire, au nevoie de o mână de ajutor, de un bun start în domeniul. În raionul Orhei, peste 1300 de copii au fost înmatriculați în clasa 1.
Republica Moldova nu a luat deocamdată o decizie dacă urmează să dea curs solicitării Consiliului Europei, care le-a amintit statelor membre că ar trebui să se conformeze deciziei de a primi refugiați din Afganistan. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului Igor Grosu, care susține că oficialii de la Chișinău nu au avut o discuție la acest subiect. Potrivit lui, solicitarea urmează a fi examinată minuțios pentru a hotărî care ar putea fi contribuția țării noastre. Cred că o să obținem mai multe informații și o să analizăm dacă e posibil așa ceva și în ce măsură noi putem contribui. Pentru că trebuie să înțelegem, este o criză umanitară. Da, nu trebuie să rămânem indiferenți. Cum spuneam, e un regim care e departe de valorile occidentale, mă refer la talibani, și primii care vor fi afectați, sigur că sunt ziariștii, sunt liderii societății civile, doamnele. Precizăm că după ce talibanii au preluat puterea în Afganistan, o mare parte dintre cetățenii acestei țări au fugit din cauza regimului autoritar. Pentru a depăși această situație și a-i ajuta pe cetățenii afgani, Consiliul Europei a decis ca statele membre să-și asume o anumită cotă din refugiați. România și Ucraina și-au anunțat deja disponibilitatea de a-i primi, iar primii refugiați au sosit deja la Odessa. Republica Moldova a devenit membru al Consiliului Europei în 1995. După 20 de ani, SUA și-a încheiat misiunea în Afganistan. Liderul de la Casa Albă, Joe Biden, le-a mulțumit militarilor pentru munca depusă. Aceștia au publicat o fotografie cu ultimul soldat urcând la bordul ultimului avion de transport. Rămași stăpâni în statul islamic, talibanii și-au sărbătorit noua independență cu rafale de focuri de armă pe străzile din Kabul. Războiul dus de SUA în Afganistan s-a încheiat. Aproape 2500 de militari și civili americani au murit în cei 20 de ani de la declanșarea misiunii, iar peste 20.000 au fost răniți. În total, Washingtonul a detașat în țara islamică peste 800.000 de militari și 25.000 de civili, iar în cele 18 zile ale misiunii de evacuare au fost scoși peste 123.000 de oameni. Recordul a fost de 19.000 de persoane transportate într-o singură zi. La rândul lor, luptătorii talibani au sărbătorit luni, chiar înainte de miezul nopții, retragerea militarilor americani din Afganistan după un război de 20 de ani început la scurt timp după atentatele din 11 septembrie 2001 împotriva SUA. Potrivit Departamentului American de Stat, Coaliția Globală Anti-ISIS, înființată de SUA și din care fac parte 82 de țări, va continua să-și folosească toate mijloacele pentru a distruge această grupare teroristă responsabilă de atentatele din săptămâna trecută de pe aeroportul din Kabul. Atacurile s-au soldat cu aproape 200 de morți, inclusiv soldați americani. Presa străină scrie că armata americană a distrus avioane, vehicule blindate și un sistem de apărare antirachetă înainte de a părăsi aeroportul din Kabul în cursul nopții de luni spre marți. Presa străină a mai făcut publică fotografia cu ultimul militar american care a părăsit Afganistanul. Pentagonul, care a desfășurat 6.000 de soldați pentru a ocupa, securiza și a face să funcționeze aeroportul din Kabul, începând cu 14 august, a mai lăsat la fața locului 70 de vehicule blindate rezistente la mine, la un cost de $1 million bucata și 27 de autovehicule ușoare. Toate au fost scoase din uz, autovehiculele nu vor fi niciodată folosite de nimeni, a dat asigurări șeful Comandamentului Central al Armatei Americane. De asemenea, armata americană a lăsat pe teren sistemul său de apărare antirachetă, care a oprit luni 5 proiectile ale grupării Stat Islamic lansate împotriva aeroportului. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor. Eu sunt Victoria Pietraru și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 17. Vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi frumoasă! Acest program poate fi vizionat de copiii în vârstă.